Când vorbim despre emoții toxice, ne referim la emoțiile care ne dor, care ne fac să suferim, care ne limitează bunăstarea și fericirea psihologică. În realitate, să știți că nu există persoane toxice. Există mai degrabă decât oameni care nu sunt capabili să-și construiască relații sănătoase, satisfăcătoare, bazate pe respect reciproc. Rușinea este una din emoțiile toxice. Sentimentul de rușine are legătură cu frica și cu nesiguranța. Prin urmare, noi trebuie să aprofundăm cunoștințe despre noi înșine, mai presus de ceea ce nu acceptăm sau despre aspectele personalității noastre, asupra cărora este mai dureros să lucrăm. Atunci când nouă ne este rușine, practic, ne este rușine de cine? Ne este rușine de noi înșine. Anxietatea este toxică atunci când ea depășește pragul fiziologic, care ne oferă motivație, stimulul de a aștepta mai mult de la noi înșine. Anxietatea cronică descurajează, dislocă și ne privează de concentrare, înseamnă o frică excesivă despre viitorul nostru și ne e frică să încercăm lucruri noi. Angoasa este subtilă printre emoțiile toxice, pentru că angoasa este o bombă cu efect în timp care conține mai multe dimensiuni negative, precum frica, sentimentele de amenințare, de negativitate, incertitudinea, rezistența scăzută la frustrare, la durere. Nimeni nu poate trăi veșnic cufundat într-o supărare, pentru că astfel, dacă noi stăm veșnic cufundați într-o stare de supărare, de tristețe, nu este altceva decât modalitatea de a muri în timp ce suntem în viață. Nemulțumirea eternă, nemulțumirea în unele circumstanțe, nemulțumirea acționează ca un motor puternic care ne determină să ne schimbăm, să ne depășim condiția și să ne îmbunătățim viața. Însă, atunci când nemulțumirea devine cronică și nejustificată, când suntem veșnic nemulțumiți, ce face? Starea de rău și apatia invadează totul în viața noastră și nimic nu mai ne mulțumește, nici relația cu noi, nici relația cu Dumnezeu, nici cu nimeni. O altă emoție toxică, destul de puternică, eu aș numi-o puternică, puternic nu în sensul bun al cuvântului, este invidia. Atunci când noi suntem invidioși pe alte persoane, și invidia aceasta nu este corectă, de fapt nu este nici sănătos, nici corect să invidiem pe absolut pe nimeni, pentru că invidia blochează bunăstarea și abundența prosperității noastre în viața noastră, blochează ca banii să intre în viața noastră. Practic, noi ce facem? În momentul în care noi invidiem pe cineva că are mașină nu știu cum, că are nu știu ce casă, că vari motive de a invidia, de a fi invidie sau gelozie, atunci, practic, noi ce creăm în univers? Creăm program de sărăcie. Frustrarea, o frustrare sănătoasă, ne stimulează să ne schimbăm, ne ajută să ne depășim limitele. Însă o frustrare toxică ne bântuie zona de frici, de vise neîmplinite și acțiuni de abandon. Frustrarea se hrănește cu ce? Se hrănește cu eșecul, cu dezamăgiri, cu visele noastre neîmplinite. Câți dintre voi nu ați experimentat această frustrare când ceva nu va reușit. Dragii mei, toate aceste emoții pe care noi le experimentăm într-o anumită măsură poate avea un efect pozitiv în viața noastră dacă noi le ținem sub control. Deci totul este să ținem sub control.